Bună ziua și la mulți ani! Noul an a fost întâmpinat cu spectacole de artificii și concerte live sub cerul liber în multe orașe ale țării. Chiar dacă ceața și pe alocuri ploaia i-a cam deranjat pe spectatori, a fost o atmosferă de sărbătoare și optimism. 3, 2, 1, la mulți ani! În Brașov, cerul a fost iluminat de 10.000 de artificii. Primăria a organizat 3 spectacole pirotehnice în cartiere, dar cel mai impresionant a fost în Piața Sfatului. Mii de tineri au venit să se bucure de atmosfera, de poveste și de concertul în aer liber. Și brașovenii rămași acasă au avut propriul spectacol. Și la Ploiești, 2022 a fost întâmpinat cu spectacol de artificii. La Sinaia, oamenii au umplut străzile din centrul stațiunii ca să admire focurile de artificii. La mulți ani! La mulți ani! De la 2020 îmi doresc sănătate și un an mai bun, să se termine cu COVID-ul ăsta cu Sinaia. A fost o noapte frumoasă și la Bistrița, cu muzică, voie bună și artificii. Doar ploaia și ceața au mai umbrit sărbătoarea. Numai bine pentru toată lumea și rău pentru nimeni. Multă sănătate și fericire pentru toți care voi intre în anul nou. Focuri de artificii au fost și în alte orașe. În capitală, mii de oameni și-au dat întâlnire la singura petrecere organizată în stradă, în Parcul Titan. Au dansat și au cântat alături de artiști care au făcut istorie în muzică. Petrecerea au fost și în centrul vechi, însă mai puțin grandioase ca anii trecuți. DJ-ul și producătorul muzical Manuel Riva, Puia și Carla Zdrin s-au întreținut atmosfera la Revelionul Speranța din 3 în Parcul Titan. Mi-a fost foarte dor să ascult muzică tare. Ce-ți dorești de la 2022? Să mă duc chiar în America. Eu de la 2022 vreau sănătate, să mă duc cu domnul acesta în America. Sănătate în primul rând și în al doilea rând îmi doresc foarte mult să mi se împlinească visurile. La miezul nopții toate privirile s-au îndreptat către cer. Centrul istoric al capitalei a răsunat de toate genurile muzicale. Cele mai multe localuri au fost pline, însă atmosfera a fost mai degrabă de sfârșit de săptămână. A bit boring, but we managed ourselves to have some fun. Yes, one of you. May God bless you all. Unii petrecăreți au vrut să respecte tradiția și după miezul nopții au plecat cu sorcova pe străzile din centrul vechi. Au fost restricții mai peste tot în lume, noaptea de Revelion, altă dată în stradă cu șampania în mână și admirând focurile de artificii. Europenii au celebrat anul nou pe fondul măsurilor sanitare impuse după înmulțirea cazurilor de COVID. A fost al doilea Revelion în pandemie. Spectacol impresionant la Londra, noaptea de Revelion. Focurile de artificii au revenit în capitala regatului, însă fără public. Britanicii l-au urmărit la televizor. Din cauza creșterii galopante a cazurilor de infectare, britanicii au petrecut și Revelionul 2022 cu restricții. Restricții și la Paris, unde 2022 a fost întâmpinat fără faimoasele focuri de artificii, anulate de primărie din cauza numărului uriaș de îmbolnăviri COVID cu care se confruntă Franța. It's understandable why they're not doing it. So it's a little bit sad for us for sure because we're coming here as tourists and for sure we wanted to see like the big firework here in the Arc de Triomphe. Del Sol, în centrul Madridului, mii de oameni au ieșit să sărbătorească anul nou, dar respectând regulile impuse de autorități, masca medicală și păstrarea distanței. Focurile de artificii de la poarta Brandenburg din capitala Germaniei au fost anulate din cauza pandemiei. Berlinezii însă s-au putut bucura de un foc de artificii mai mic într-o piață de Crăciun. Orașul care nu doarme niciodată, New York, a sărbătorit anul nou în celebra Times Square din centrul Manhattanului, cu tradiționala coborâre a bilei de cristal. Here is the fabulous, the most important party of the world, the central. This is the real party of the world.
Întrucât New York e orașul american cel mai lovit de noul val COVID, numărul participanților a fost limitat drastic. În plus, accesul în Times Square s-a făcut numai cu dovada vaccinării. Artificiile lasă releși jocurile de lumini de la Burj Khalifa din Dubai, cel mai înalt zgârie-nor din lume, au creat și anul acesta adevărate opere de artă. Astăzi se împlinesc 15 ani de când România a devenit membra Uniunii Europene, după ani de negocieri intense, când România se reobișnuia cu regulile democrației. A fost nevoie de 12 ani de la depunerea cererii oficiale de aderare pentru ca țara noastră să devină membra Uniunii. Președintele Klaus Iohannis și prim-ministrul Nicolae Ciucă au transmis mesaje în care au vorbit despre beneficiile pentru cetățenii români, de la libera circulație la vaccinuri anticovid. Cei doi au subliniat că drumul european rămâne singura opțiune de stabilitate și dezvoltare pe termen lung a României. Franța a preluat astăzi președinția Uniunii Europene, a pregătit peste 400 de reuniuni care vor avea loc în cele 6 luni de mandat. Sloganul președinției franceze este relansare, forță, apartenență. La miezul nopții, turnul Eiffel, Arcul de Triumf și alte monumente emblematice au fost luminate în culorile Uniunii Europene. Președintele Emmanuel Macron spune că țara sa va pleda pentru o Europa suverană, capabilă să-și controleze și să-și apere frontierele. Un subiect important care privește și România se referă la reforma spațiului Schengen. Doamnelor și domnilor, acestea au fost informațiile orei. Vă doresc un an minunat. Eu sunt Loredana Iordache, ne revedem mâine la ora 14.